aflat de la băiat că undeva la 3 km de granița Ucrainei se aflau cu mama lor. Partea care a îngrijorat cel mai mult a fost că la miezul nopții copilul devenea major, anume plenea 18 ani. Mama, având o frică că nu puteau să ajungă la graniță în timp, i-a scos din mașină și a rugat să fugă, să ajungă la graniță cât mai repede ca să poată să treacă granița. Cu o jumătate de oră a ajuns, iar dacă trecea ora de 12, miezul nopții, băiatul mare nu mai putea trece și trecea doar fratele lui, care avea undeva în jur de 8-9 ani. Erau destul de calmi, dar destul de tăcuți. Am încercat să-i primim cât mai călduros, să nu alimentăm stresul lor. Între timp, cei din spate de la cod ne-am decis să facem un mic eveniment când băiatul va deveni major, și anume am organizat o mini-petrecere, am cuntor cu lumânări, am avut persoane care au cântat în limba ucraineană la mulți ani. Cât de cât un zâmbet le-am adus pe chipul lor, dar partea cea mai tare a fost că după, nu știu, aproximativ o oră a ajuns și mama. Când s-au întâlnit, a fost emoționant.